ați venit la această întâlnire. Nu am alt obiectiv decât să încerc să dezvolt programul pe care l-am prezentat și să clarific cum se va manifesta el. Sigur că nu o să iau tot programul cap-coadă, ci încep cu primul punct din program azi și în zilele următoare voi dezvolta și alte puncte din program. În stânga și în dreapta mea sunt candidații noștri la primăriile de sector, Ioana Constantin la sectorul 1, Cătălin Militaru la sectorul 2, Mihail Neamțu la sectorul 3, Ștefănel Dan Marin la sectorul 4. Ce-i tuns? Senatorul Lucian Iliescu, unde ești aici, Lucian? Aici. Tu ești bronzat, ai fost în vacanță. Și Ștefan Florescu la sectorul 6. După cum vedeți, nu ne-am permis luxul pe care și l-au permis alte partide să punem anonim în postura de candidat la sectoare, din respect pentru electoratul din București. Acum, astăzi, o să vorbesc despre un lucru care sigur nu vă face plăcere, o să vorbesc despre gunoaiele din București și ce urmează să se întâmple. După părerea mea, înainte de problema încălzirii, marea problemă a capitalei sunt gunoaiele. Problema gunoaielor este reglementată de Uniunea Europeană prin câteva directive comune ale Parlamentului și ale Consiliului Uniunii Europene. Din păcate, România a rămas foarte în urmă, suntem foarte aproape de declanșarea unei proceduri de infringement. Până la urmă, anul acesta, în august, am reușit să scoatem o lege, legea 181, care vizează problema gunoaielor, dar de la lege până la punerea în aplicare e cale lungă, mai ales că aveam obiective clar de realizat până în 2020, adică 50% din deșeurile menajere din țară să fie reciclate. Suntem departe de cifra asta, undeva pe la 3-5% suntem la nivel național, iar în ceea ce privește Bucureștiul, suntem chiar la pământ. Colectarea gunoaielor în București este vitală, în primul rând, pentru calitatea vieții cetățenilor. De prea multe ori când bate vântul din nord, ne vine mirosul de la groapa de gunoi a Iridexului, când bate dinspre Chiajna, ne vine de la mirosul de la groapa de gunoi de la Chiajna, sau când bate dinspre Vidra, Bucureștiul pute de la groapa de gunoi de la Vidra. În mod categoric, gunoaiele sunt o prioritate, nu numai pentru poluarea olfactivă, dar și pentru sănătatea noastră. Nu cred în povestea gropilor ecologice. Marea poveste că le izolăm să nu ajungă în pânza freatică, dar microbii, mizeria, mirosul, toate se răspândesc peste oraș, un oraș de 2,1 milioane de cetățeni. Acum, aș vrea să dăm atenția și respectul cuvenit gunoiului. Gunoiul nu-i temir ce. Unele țări au reușit să-l transforme pur și simplu în aur. Nu vorbim de mafia din Italia, dar vorbim de țări ca Suedia, care a reușit să valorifice 99,2% din gunoi. Până o să vă dau exemplu extrem care este Suedia, aș vrea să înțelegem un singur lucru. Șansa rezolvării problemei gunoiului în București este legată de un parteneriat între administrație, societățile de salubrizare și cetățean.
colectarea separată pe sorturi a gunoiului menajer este vitală. Și nu numai de la cetățeni, ci și de la instituții, de la întreprinderi, de la mari sau mici companii. Adică, așa cum am eu la garsoniera pe care am închiriat-o de la Bruxelles, am o pungă albastră în care pun plastică. Am o pungă portocalie în care pun sticla. Am o pungă verde în care pun resturile menajere. Am o pungă maro în care pun știu eu ce mai trebuie să pui acolo. Deci societățile de salubrizare trebuie să furnizeze abonaților lor pungile pe culori în vederea colectării. Și ăsta este un aviz pentru societățile de salubrizare. Dacă voi ieși primar, va trebui să bage mâna în buzunar pentru a asigura aceste materiale vitale, pentru că ei vor scoate bani din gunoi, nu cetățenii. Este extrem de important ca materialele periculoase să fie separat colectate. Și aici intră becuri, spray-uri, baterii mai mici, mai mari, care trebuie separat colectate și predate la societatea de salubrizare. Într-un astfel de mod, cu o populație profund educată, uitați unde a ajuns Suedia. Reciclare a gunoiului menajer, 50,6%. Deci 50,6% din gunoi se reciclează. Probabil aici discutăm despre sticlă, plastic, carton, hârtie și tot ceea ce poate fi reciclat. Suedia are 23 de stații de procesare a gunoiului menajer cu care asigură apa caldă și încălzirea, repet, apa caldă și încălzirea la 960.000 de locuințe. Și asigură apă caldă, încălzire și electricitate la alte 260.000 de locuințe. Deci, recuperează 50,6%, transformă în energie electrică și energie termică 48,6% și gunoi rămâne doar 0,8%, în condițiile în care un suedez produce 420 de kilograme de gunoi pe zi, spre deosebire de un bucureștean care produce 360 de kilograme de gunoi menajer pe an, scuze, 420 de kilograme de gunoi menajer pe an produce un suedez și un bucureștean 360 de kilograme de gunoi menajer pe an. Pentru a-și asigura funcționarea celor 32 de stații, Suedia importă 800.000 de tone de gunoi din Regatul Unit, din Irlanda și din Italia. 800.000 de tone înseamnă mai puțin decât gunoiul pe care îl produc cei 2,1 milioane de locuitori ai capitalei. Bucureștiul produce 760.000 de tone de gunoi pe an. Deci Suedia importă din Regatul Unit, din Irlanda și din Italia 800.000 de tone ca să țină în funcțiune cele 32 de stații, așa numitele stații VTE, Waste to Energy. Asta este distanța pe care o avem de recuperat. Nu o să putem face într-un an, nu o să putem face în 4 ani.
Dar dacă vrem să avem un aer curat, nu numai în București, în țară, privim la exemplu suedez. Să nu credeți că un exemplu italian sau un exemplu britanic este vreo soluție. Este mai bine decât ce avem noi, dar sunt departe de a fi ceea ce ar trebui să fie. În aceste condiții, ce avem noi de făcut la București? În primul rând, participarea cetățenilor la o colectare selectivă a gunoiului. Asta înseamnă nu numai pungi pe culori furnizate de operatorii de salubrizare, dar înseamnă și containere, eurocontainere puse lângă blocuri, lângă case, pe stradă, oriunde se colectează gunoi, în așa fel încât cetățenii să poată avea toate condițiile să facă această depozitare selectivă a resturilor menajere, a gunoiului menajer, a deșeurilor menajere. Nu este suficient. Până când vom avea în funcțiune o uzină de transformare a gunoiului în energie termică și energie electrică și recuperarea metalelor care rezultă dintr-o procesare, va trebui să mergem 3-4 ani pe procedurile de valorificare a materialelor recirculabile, pentru care, paradoxal, avem condiții în țară și nu o facem. Adică la Buzău avem o mare uzină de procesare materiale recuperabile din gunoaie, dar pentru că nu se colectează selectiv suficient nici în București, nici în alte orașe din apropierea Buzăului, această fabrică uneori importă gunoi. Ceea ce vedem și dăm să facem scandal că a sosit o navă cu gunoaie din Italia, sunt importuri îndreptățite ale acestei firme care trebuie să funcționeze, pentru că este o uzină de reciclare, plastic și sticlă. Cartonul și hârtia se reciclează în fabricile de celuloză și hârtie și tot așa. Deci până când vom avea uzina de transformare a gunoiului menajer în energie electrică, ceea ce în programul meu înseamnă anul 3 de mandat, o investiție de 300 de milioane de euro, va trebui să învățăm să colectăm separat materialele refolosibile de materialele care nu sunt refolosibile, cum sunt resturile menajere care se transformă în compost, din care când vom avea uzina vom obține gaz cu care or să meargă mașinile salubrizării și autobuzele doamnei Firea, alea cu motoare diesel. Deci programul este un program care trebuie îndeplinit în primul rând pentru sănătatea noastră. O să vă dau și o veste bună sau interesantă. Uzina pe care eu o proiectez, pentru că sunt multe tipuri de uzine de procesare a gunoiului menajer, uzina pe care eu o am în vedere este o uzină care funcționează în Polonia și care funcționează cu gunoi neselectat, pentru că are nevoie de plasticul din aruncat în gunoiul menajer pentru a-i da putere calorică pentru producerea de energie electrică și energie termică. Ce înseamnă asta? Că dacă pe de o parte declanșăm programul de recuperare a materialelor refolosibile, pe de altă parte avem obligația ca în timp să golim gropile de gunoi pe care le-am umplut în jurul Bucureștiului. Iar această uzină va funcționa cu acel gunoi care probabil va trebui să primească niște ușoare impulsuri energetice cu plastic amestecat, având în vedere că s-ar putea, datorită timpului care s-a scurs, gunoiul menajer să-și fi pierdut din calitățile
energetice la depozitarea în gropile de la Chiajna sau de la Vidra sau în groapa Iridexului. În ceea ce privește investiția, ea va începe în maxim 6 luni de la începerea mandatului. Este un tip de investiție pe care Uniunea Europeană o finanțează imediat. Este un tip de investiție pentru care nu este nevoie de o filozofie în documentație, ci un mic studiu tehnic care să argumenteze amplasarea și nu necesitatea, va fi suficient pentru ca proiectul să fie finanțat de Uniunea Europeană. Am în vedere finanțarea din programul operațional mediu, axa 2 a programului operațional, unde obiectivul este reducerea, valorificarea gunoaielor în ceea ce se numește, nu vreau să vă stresez cu prea mulți termeni, în economia circulară. Economia circulară înseamnă o economie în care tot ce este de aruncat se recirculă, revine în circuitul economic prin recuperare și valorificare a ambalajelor în mod deosebit de orice tip și a resturilor de hrană prin transformarea în biogaz. Acesta este capitolul pe care astăzi am vrut să-l discut cu dumneavoastră. M-aș bucura tare mult ca bucureștenii să înțeleagă că indiferent cine va fi primar, vor trebui să selecteze gunoiul dacă vor ca în timp orașul ăsta să nu mai miroasă urât, să-ți placă să stai într-un parc, într-un spațiu verde la aer curat. Altfel ne vom îngropa în propriile noastre gunoaie. Aș vrea să vă spun totuși că nu este doar o chestiune de bunăvoință. Începând cu 1 ianuarie 2021, pentru necolectarea selectivă se aplică amenzi nu stabilite de mine, nu stabilite de Consiliul General, ci stabilite prin legea 181/2020, promulgată de președintele României în luna august, o lege care la articolul 13 stabilește amenzi foarte consistente, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, pentru necolectarea selectivă a gunoaielor. Sigur, această lege vizează și utilizarea gunoiului menajer ca și compost, dar intrăm într-o zonă foarte complicată. Legea vizează 3 categorii de compost. Un compost care poate fi utilizat ca îngrășământ în agricultură, un compost care de categoria B, primul este de categoria A, un compost de categorie B care poate fi utilizat la spații verzi și un compost de categorie C care trebuie dus la groapa de gunoi. Dar eu nu sunt adeptul acestei soluții, să facem composturi pentru agricultură, spații verzi, ci vreau să facem energie electrică și biogaz și agent termic pentru încălzire din gunoiul menajer. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă n-aveți, o să mă consider atât de bun să vă explic. Domnule președinte... Deci puteți să vă dați masca când vorbiți, că... Acum o și vedeți. Domnule președinte, 2 săptămâni ne despart de scrutin. În momentul de față, în sondaje, cum stă PMP-ul? Doamne, nu știu cum stă, nu mă interesează. Eu îmi fac treaba. Am o treabă. Candidez. PMP-ul are o treabă. Candidează. Ce va fi, vom vedea pe 27 seara. Există posibilitatea ca înainte de alegeri să vă retrageți din cursă și în felul acesta electoratul dumneavoastră această se întrebare, Jordan? Această întrebare mă...
mă și distrează. Nu, doamnă, nu sunt geambaș de voturi. Nu am de dat voturi, nu am de cumpărat voturi. Nu vând, nu cumpăr. Iau. Câte voturi pot, iau. Da? Deci niciodată nu mă voi opri dintr-o cursă electorală. E ca și cum mai spune unui avion la 11.000 de metri și că oprește puțin. Eu-s avionul. Bine. Eu vă mulțumesc mult. Da, mai sunt întrebări cumva? Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, astăzi a fost prima zi de școală. Cum vi s-a părut că au decurs lucrurile în București? Doamnă, și mai bine și mai rău. Cum au decurs astăzi, o să vedem peste două săptămâni sau imediat după alegeri. Deci deocamdată, cel puțin nepoții mei nesperat au fost chemați la grădiniță din prima zi, Sofia la clasa pregătitoare și Traian la grupa mare. Lucrurile s-au desfășurat foarte bine, deși ne spusese că în octombrie vor termina extinderile. La grădinița unde sunt, școala unde sunt, care are grădiniță și școală până la clasa a 12-a, la Lauder, au făcut niște clase anexe, modulare, și se desfășoară lucrurile foarte bine. Dacă vreți, vă arăt și poze din clasă de la Traian și de la Sofia. În ceea ce privește alegerile parlamentare, mâine este ultima zi când se depun la bec alianțele parlamentare. Excludeți posibilitatea unei alianțe cu PNL-ul pentru parlamentare? Exclus, doamnă. De ce? Pe ăștia nu-i mai crede nimeni. Păi da, acum... Acum, până cu 7 zile înainte de depunerea listelor, au spus că facem alianță. Cu 7 zile înainte a trebuit să ne întâlnim toți. Hai să vedem care candidează. Hai să vedem cum dăm niște candidați mai buni. Hai să vedem cum, nu ne cum facem să nu ne facem de râs. Ne-au luat nepregătiți. Noi eram pregătiți să mergem pe listă comună la Primăria Capitalei cu un candidat unic, dar poate mai bine. Cu candidatul ăla unic, Unicușor Ban, mai bine să-l susțină ei, nu noi. Ne-a ajutat. Nu știu dacă ați văzut astăzi, dar Dan Barna și Dacian Cioloș îi cer demisia ministrului Anise pentru modul în care a organizat începutul de an școlar. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu îi cer demisia lui Cioloș din politică pentru modul cum a desființat 2 și un sfert și a lăsat toate clanurile să-și facă de cap și în București și peste tot în țara asta. Ce demisie să mai cer? Auziți? Și cine să vină? Că ăștia guvernează cu linia a 5-a din partid, că primele 4 s-au dus. O întrebare în legătură cu în legătură cu activitatea dumneavoastră de europarlamentar, pentru că ați discutat acum despre o problemă foarte mare pe care o are România mediu. Cam din discuțiile pe care le aveți, cam care sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă țara noastră, pentru care riscă să strice imaginea, știm și de raportul ăla, care nu e deloc complimentatoriu la adresa țării noastre, dar care sunt cele mai principale probleme, da, pentru care suntem blamați, să spun hai așa. Hai să venim puțin la acest raport OLAF și am văzut și un politician român. Deci, atenție, nu mă dezic de ce s-a întâmplat în mandatul meu, dar vreau să fim foarte clari. Un studiu pe fraudare TVA, făcut la nivelul Uniunii Europene, constată că România are cel mai înalt nivel procentual de fraudare. 30%, care înseamnă circa 6 miliarde de euro. Râsul lumii este că la total Uniunea Europeană
fraudarea TVA-ului este 360 de miliarde. Deci din care României revin doar 6 miliarde. Nu vreau să vorbim de fraudarea TVA-ului în Olanda, în Italia, în Malta și în multe alte țări în care nu se vorbește despre corupție. Când am văzut acest raport, mi-am spus, stai frate, că ceva e în neregulă, e adevărat, suntem campioni cu 30% procentual, dar în valoare absolută ne revin 6 miliarde din 360. Cine-s mari campioni? Păi portul Rotterdam nu-i la Marea Neagră. Rotterdam-ul e pe acolo. Pe la cei care nu ne vor în Schengen din cauza corupției. Da, deci problema corupției, dacă observați, pentru că a fost o abordare mult mai pragmatică a europarlamentarilor români, nu mai este o problemă în dezbatere. Și nu mai este o problemă în dezbatere pentru că toți am citit acest raport. Nu numai eu, nu numai colegii mei din PPE, dar l-au citit și colegii noștri germani, și colegii noștri francezi, și colegii noștri olandezi, și toată lumea l-a citit. Deci, una e procentul, alta e valoarea absolută. Iar dacă mie vrea să-mi spună cineva că cel mai mare loc de evaziune care e portul Rotterdam, asta nu trebuie să-mi spună nimeni, știu de când am lucrat acolo, de când băteam Rotterdam. Și puteam să-i spun premierului, i-am și spus de câteva ori, dar Rotterdam nu-i la tine? Domnule Rute, unde e Rotterdam? Nu e în România, nu-i în Bulgaria, nu-i... E la tine. Deci, cine îmi spune că se face evaziune prin portul Rotterdam fără să știe autoritățile olandeze, îmi pare rău. Sau cine îmi spune că s-au fraudat testele la mașinile Volkswagen și a fost înșelată o lume întreagă că nu poluează, având în Consiliul de Administrație oameni din Bundestag, să mă ierte că nu-i cred. Că-s atât de curați precum se autodeclară. Dar în orice caz, cert este că în momentul de față, măcar, nu mai este o problemă de dezbatere, iar domnul Timmermans, care a vrut să se aleagă pe spinarea României cum luptă el împotriva corupției, nu i-am mai auzit gura de când circulă acest raport, nici măcar să pronunțe numele României. Dar aminte să mai vorbească și de corupție. Da. Ok. Vă mulțumesc mult. A fost o plăcere să mă reîntâlnesc cu voi. Domnul președinte, un rebel. Hai că nu e ziarist. Lasă-mă. Palade, termină. Termină cu șmecheriile. O întrebare frumos. Să plece tot ziaristul de aici. Nu, dacă mi-arăți certificatul de ziarist, te las să mă întreb. Am certificatul scos. Hai mă, zi ce vrei. De partidul stat grică securist pe deseraua. Și numit primul rebel neziarist al României. Bine. Vreau să vă întreb ceva. Bine. Seară bună, la revedere. Mulțumim. La revedere, vă mulțumesc mult. Ce faci, Mihai? Foarte bine, în acțiune. Păi, stai să-mi pun masca. Ține-mi puțin... La revedere! La revedere! Auziți? Să știți, am uitat să vă spun. Băi, vreau să avem o întâlnire cu voi. Rămânem în continuare! Cu doamna Firea și cu... și cu Nicușor în Barbara. Dacă vrea. Eu mediator. Și eu mediator. Ar avea ce să învețe. Corect. La revedere. Oameni.